Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Factorio. Suntem aici cu fabrica noastră. Știți că în episodul trecut ne-am apucat să industrializăm pe aici, să ne mărim fabrica, să ne extindem cu tot. Și în episodul ăsta o să facem exact acest lucru. Hai să iau banda asta. Ok, o să avem nevoie de o chestie. Și hai să tăiem și copacul ăsta. Pentru că într-un fel banda e exact același design și totul cam la fel. Doar că asta vreau să se miște în direcția opusă. Și iar n-avem insertare. Ne aflăm la greu. Așa. Și pe tine, fii atent ce o să fac, o să fac o schimbă. Schimbă din bășă. O să dau cu tine asta. Și hai să ne apucăm să punem circuituri. Și mai avem de niște bine. Sau hai că pe ultimul scoatem. De ne atacă iar. Bă, dar numai aici a atacat, să mor eu. E bine că le-am pus în așa fel încât să nu-și dea damage unele la altele. Bă, dar gardul ăsta... A, nu prea așa damage, nici eu să fiu. N-abia aș lua 7. Bun. Acum că avem o producție chiar industrială de așa ceva, hai să o tragem pe aici. Să știm de ea. Și o să avem nevoie de copper wire la greu, deci cred că o să trebuiască să punem o bandă din asta roșie. Deci uitați ce repede îl consumă. Băgăm un underground din asta roșu. Perfect, acum ar trebui să fie mai bine. Și hai să ne luăm și noi un speed boost. Acum n-ar trebui să-l mănânce pe tot din prima. Și da, chiar nu-l mănâncă pe tot din prima, din cauza că sunt oprite. Probabil că o să-l mănânce pe tot din prima, din nou. Dar da, nu avem ce să-i facem. Ok, hai să ne apucăm să punem niște plastic pe aici. Plasticul se făcea... Col avem lângă și de asta avem aici. Hai să punem niște din astea. Sau ziceam să-l aduc din partea cealaltă, doar că dacă mă gândesc mai bine, am face mai rău, că ar trebui să tragem nu știu câte țevi. Așa că mai bine punem o mică zonă aici în care să ne producem doar din asta. Și o să-l pun pe modelul al vechi. Ăsta chiar dacă ne produce mai mult, are nevoie de apă și de alte căcate. Deci... Nu vreau să mă complic. Deși am face bine să ne mărim și producția de plastic. Cât se consumă pentru unul? 20. Ar trebui să stăm foarte bine. Minim 2. Hai să repun plastic și plastic. Desuțe aici. A, aveam deja un aduțe din inventar, doar că nu-l vedeam. Las o conexiune la 5G. Și
și hai să tragem și niște coal. Ah, ok, putem să trecem și pe dedesubt la ăștia. Op. Stai că am stricat banda. Așa. Și îl aducem sus aici. Punem niște insertere de alea normale pe moment și o să pun din astea de alea mari ca să îl scoată. O, ce-am făcut? Am apăsat space din greșeală. Și o să folosim aici. Da, gardul l-am făcut înainte, începe să fie insuficient, din cauza că ne extindem. Bă, din moment ce n-avem nevoie de iron pentru circuiturile astea, hai să vedem cât trebuie ca să ne capă unul. Avem din asta în inventar? O, ce nu mai avem? Iron. O să-l pun așa. Că tot trebuie să tragem și banda asta în continuare. Și hai să ne întoarcem la avionul nostru. Unde e totuși? A, uite, la aici jos. Ah. Mersi. Știu că nu-i spune. Lumesc. Așa. Asta o să le fac mai micuțe. Chiar dacă ne o să producem industrial, o să pun doar vreo 7, cred. Sau cât ne permite zona asta. Oricum, ne putem extinde din ambele părți, este chestia. Aici. Așa. Așa, așa, așa. Și invers din direcția opusă. Bun. Și acum și câteva din astea de ale mari. Și în jos exact la fel. Și cu din astea. Bun. Acum o să tragem o bandă pe aici. Ups, am făcut chestia greșită. Bine că apucai să-l lucrez. Vreau din astea. Bun. Și acum hai să le dăm și jobul ăsta. Nu știu, parcă mi se pare acum din cauza că parcă avem resurse mult mai multe și mult mai mult spațiu, mi se pare mult mai ușor să pun zone din astea. Să le pun efectiv așa la mișto pe aici. Câte producte avem aici? 6, 8. Și în astea trebuie să avem 10. Sau... Nu, avem 9. Ok, avem una ca bonus. Care să ne ajute, sper. De ce mai ne distrug pereți? Nu îi distrug. Dar cred că rămaseră dronele fără taie, fără repair kit-uri. Așa. Ce mai avea nevoie?
mai pune niște. Avem și din asta. Pentru productivity. Avem nevoie de unul sau de doi. Productivity mod, unul specific. O să-l iau pe unul. Da, ok. Pur și simplu, tot ce trebuie să facem. Și ne lipsește stilul. Ok. Nu știu, când mă jucam la început de jocul ăsta, cred că au schimbat astea, RSP-urile de-a lungul timpului. Dar sincer, țin minte că stilul era mult mai greu să faci jocul ăsta pe atunci. Sau nu știu, așa mi se părea mie, parcă era mai wow. Material mai rar. Bine, material, un produs mai rar. Așa, o să pun vreo 5. Pot să le extind pe astea două. Și cred că o să merg pe banda de jos. Deci o să pun asta să meargă așa. Ok, e că merge. Poate o să avem nevoie de plastic pe viitor. Poate nu o să avem nevoie. Nu avem de unde să știm. Sincer, sper să nu avem nevoie de el și doar să fie în plus chestia aia. Așa, perfect. Și productivity modules. Ups, chestia greșită. Greșită, chiar îl făcusem bine. Sincer, dacă mă întreb pe mine, mi-ar plăcea mai mult să avem speed modules decât productivity, că productivity-ul tot ce face. Bine, poate să fie și el OP în cazul în care nu avem prea multe dintr-o resursă. Cum pare să fie situația aici la ăsta. Dar de ce nu avem? A, nu inserează asta destul de repede. Ia dăm cu două din astea că nu le-am. Fluid ingredient, ce mă? Cum adică? Nu produci fă destul. Mergi la produs. Ah. Ia stai că mai dau încă una, da. Unde e? Hai să înțelegem. O și rămâne și fără aia. Produceți, băi. Uite, și grijă șurpice. Bă, dă vă naibii, ia că mai băgăm noi încă una. Până când ajungem în punctul în care avem pe plus. Dacă chiar vreau, pot să pun un din ăsta aici, că tot îl craftarăm noi mai demult. Ia craftează. Aici. Ia te ocupi sau... Așa. Și hai să vedem și niște speed module-uri. Sau parcă suntem fix la limită din ce văd eu. Deci cred că o să pun, dacă e un speed modul pe fiecare de-a un speed modul pe fiecare. Deci tu primești un... A, toate merg cu 3, mă. Așa. Da, e chestia că e nașpa ca astea sunt oarecum sincronizate.
Da, el ar trebui să producem mult mai mult acum. Și acum producem și din astea. Mă, dar totuși, chiar dacă tot le producem, ia dumile în inventar. Unde le-am în inventar? Uite-le aici. Da, ca să nu mai avem noi așa de mari probleme. Și produceți-le și mult mai eficient, așa. Bun, acum hai să vedem de unde facem rost de ala pentru cale ferată. Filmam deja de 15 minute. Avem nevoie de stău. Cât stău l-am putea să spunem? A, dar trebuie să spunem pe partea asta, cred. Mining Drill V2, nu cred că o să folosesc Mining Drill V2 pentru așa ceva. Sau hai să folosim câteva. Și altul că... Ia dăm tot chestul ăsta aici și o să punem toate lucrurile useless. Lucrurile useless, redundante, tot ce nu mai folosim. Problema cu zona asta va fi că o să trebuie asta să-l aducem pe sus. Cumva. Da, ba nu, pur și simplu tragem pe aici. Așa, hai să le dăm și cu el. Și avem nevoie din nou de... de aer. Hai să luăm avionul unde l-am lăsat în partea asta. Hai să mergem pe banda asta de viteză. Crescut bine de tot de timp cu toată zona asta de aici. Da, și sper că ce am avem overproduction. Lucru care, sincer, pe părerea mea e bun. Că producem prea mult de ceva. Acum avem nevoie de cai ferate. Să mor tot că avem nevoie de steel. De asta am uitat. Că aveam nevoie de steel. Eu știam că aveam nevoie doar de bătul ăla, de iron stick. Iron stick. O să fie puțin mai greu atunci. Hai să corectăm repede din design. De pe aici nu o să iau unul prea mare, o să iau unul. Bă, deci mă disperă din bărbaus ăsta. Uitați, eu încerc să dau scroll-out și uite, el îmi dă zoom in. Trebuie să suflu în el și abia atunci mai merge unul oarecum. Mă disperă, bă. Cred că e puțin cam mult, dar poate să mai avem nevoie de skill pentru alte chestii. Dar bă, conectează în copacul ăla. Dai, dai copaci din avion. Deci eu știu exact ce avem noi. Aps! Ok, am numerit doar și notat din probleme. Perfect! A fost chiar așa de greu.
E bine că nu ne-a mai atacat nimic din dreapta. Deci o să putem... Bă, da, te mai duci mult. Păi, cât trecut te mai duci? Tu vrei să ajungi pe mare, vrei să ajungi pe partea cealaltă. Stop! Așa. Bun. Hai să punem... Nu chiar atât zona. Să pun vreo 5. Sau de câte șticuri avem nevoie pentru o cale ferată? 1. Și producem 2 căi. E clar. N-avem nevoie noi de atâtea. Atât de multe. Aș vrea să folosesc zona asta și pentru alte lucruri în afară de motivele de le avem acum. Așa. Făm sticuri. Unde sunt sticuri aici? Da, no, acum ar trebui să producem mai bine. A, dar văd că-mi face 2 fiecare iron. Deci, avem un coil din asta, nu avem. Ca să mă orientez. Eu vreau să văd cât am avea nevoie. Mă, am 50 de rachete în inventariu, acum văd. Da, deci, 2 de jos. Sau chiar 3 de jos ar merge. Că nu știu, în direcția aia vreau să le dau. Deci, o bandă... Bă, deci e plin de căcaturi pe aici. O bandă, 2 benzi și inserter. Unul din ele o să-l aduc pe jos. O să văd eu care. Unul pe sus. A, trebuie pus invers. Tuk 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 tuk. Bun. Și aici asta de merge pe jos. Pe ăsta îl trag pe aici. Și gata. Cred că atâta trebuie să avem nevoie. Sper, cel puțin. A, doamne, trebuia să le las exact la fel. Și e bine că avem și toată zona electrificată. Am deja din astea făcute. Ferate. Bun. Și acum producem și căi ferate și de toate. Ia uite, zici că din Lego. Chiar cred că producem prea bine căi ferate. Că uite-le cum se mișcă. Așa, și acum avem 2 din 3 chestii. Pentru noua știință. Știința mod. Ultima chestie care e cea mai grea ne-a mai rămas. Sau... Din nou, avem 2 din 3 chestii. Avem Advanced Circuit. Dar nu prea multe. Azi chiar un număr restrâns. Crafting Small pentru unul singur. Avem nevoie de... 5. Și noi abia ne mișcăm cu astea.
bag pula. Ups, am tras și din aia. Mai pun încă vreo 3. Și trebuie să mai pun și din astea. Punem și de aici. Punem și din astea. Și mai punem încă 3 pe jos. Nu mai am nevoie de încă 3 din alea mici ca să le bag genial. Și atât. În momentul acesta sunt ale de aici. Sau iară facem de asta. Pânză de păianjă cu stâlpiește. Am speed module-uri la mine, nu, dar am productivity. Plasma și productivity. Produce și voi mai calme. Cred că o să le bag și la alea de sus tot productivity. Și ia asta că le bag și la astea. Nu merge. Productivity module chiar... De asta este ingredient, productivity module. De asta băgăm productivity module la mașina de face productivity module, aia. Aia ar fi fost interesant. Ce să mai aduc pentru furnalele astea? Avem nevoie de stone brick. Lucru care nu e chiar așa de greu de făcut rost. E mai mult un fel de inconvenient. Pentru că pot să fac doar... Bă, știi ceva? Ia pune bun. Pe aici o podea din asta ca lumea. Da. Ok, că nu am făcut de pozitare. Da, pune o podea din asta, este tău. Peste tot pe aici. Să arate zona mai frumoasă așa. Gata, am rămas fără stau. Și iată că nici n-am terminat ce s-a pus. Ba, dar am terminat, ok. E chestia că din nord încă mai avem atacuri de primim. Le putem rezolva, dar tot ar fi mai greu. Deci hai să o punem pe aici, prin sud. Perfect. Și hai să punem un din asta mai rapid, care să ne bage stone. Sau chiar un splitter ar fi mai bun, dacă mă gândesc mai bine. Dar pe unde să-l duc mai departe e întrebarea. Pe jos, cred? Sau pe sus? De sus aici aș vrea să pun furnalele. Ca aș avea deja două materiale. Oricum trebuie să schimbăm de peletele astea. Thank you.
din când în când și ambientul ăsta handicapat. Bun. Și hai să vedem cum aducem din astea red circuit-uri sus. Avem chiar o opțiune mai interesantă. Trebuie să verific un lucru. Hai, craftează-mi. Ok. Hai să vedem unde avem din ăsta. Bun. Și hai să tragem și pe aici. Și gata. Acum doar trebuie să-l aducem de jos. Aici. Nu mă așteptam să intre pe dedesubt. Bă, na, e fix în gura la ăla. Dar ok. Și din moment ce astea cred că o să dureze cel mai mult. Ia, astea putem să le punem? Le punem de acum. Speed modul-uri, știi să faci. Astea-s placoare. Ia hai să vedem. A, de astea-ți plac. Fă-mi din astea. Ia uite, fix 5 cât avem nevoie. O să pun direct un din ăsta, că nu vreau să mă complic cu stâlpi și alte drăci pe aici. Că pus-o-i prost. Bun, am pus. Bun. Punem din astea pe aici. Și le punem și în continuare exact așa. Nu prea contează ce ordine le pun acum, că nu trebuie să punem stâlpii aia. Gata, hai să punem furnale. Și ar trebui să avem totul pentru știință MOV. După atâta timp de... Și atâta așteptat, ar trebui să putem să trecem și la tierul următor, chestia asta. În sfârșit. Și iar ne apar un copac. Au șoferii de țif la două noaptea. Unde am lăsat avionul? A, sus aici. Că avem nevoie din nou de aer. Și iar am lucrat inventar. Foarte mișto. Nu știu de câte să... am... 4? Hai. Am 5 din astea furnale. Și abia dacă pot să producă ceva. Oh, dar nici astea de steel nu fac față. Da, deci 4 o să lăsăm, cred. Care să fie cea mai bună alternativă. Dar o să avem o problemă și mai mare. Cum le ducem în partea cealaltă?
se mări de lumea, dacă aș putea să fac cu mini tren. Da, fac și avem și inventarul cu... Ia pune chestul ăla acolo. Deci avem nevoie de 4 din astea. Știu care e. Ce s-a aruncat? A aruncat asta chiar. Ce naiba? Încă unul. Încă vreo 10 din astea. Încă vreo 4 din astea. E ideea că nu prea contează în ce direcție le apucă tot pe acolo. Trebuie să ajungă, dar... Hai că le punem așa. Și hai să le dăm un stâlp din asta ca lumea. Dă curent, ca să nu ne mai complică. Și hai să și conectăm undeva. Aici. Și voi o să-mi produceți știință MOV. Da, așa am automatizat și știința MOV cu un setup de genul ăsta. Păi bun, băieți, dacă v-a plăcut episodul, apăsați și voi pe butonul de like. Și noi o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!